ACS Vest Deva a fost gazda celui de-al doilea turneu al seriei Vest din Liga a doua de futsal. După ce în primul turneu din Arad au câștigat toate cele trei jocuri, deveneau recidivat și pe teren propriu, trecând cu 18-3 de Metropolitan Ișalnița, cu 10-8 de Șoimii și Mand și cu 7-2 de CSM Târgu Mureș. Cu 6 victorii din tot atâtea jocuri, cei de la ACS Vest Deva conduc autoritar în clasament, având cu 8 puncte decât Șoimii și Mand, și se gândesc la promovarea în prima divizie după un turneu la care vor participa celelalte două câștigătoare de serii din eșalonul secund și ultima clasată din Liga 1. Edi Covaș, 3 victorii în primul turneu, 3 victorii în al doilea, 6 părând, sunt la jumătatea campionatului. Cum apreciezi evoluția echipei tale? Pot să spun că suntem în grafic, asta ne-am propus de la începutul anului. Ne dorim promovarea în prima ligă și sper să și ajungem la turneul final, unde primele două echipe se vor califica pentru Liga 1 2022-2023 și sper să putem face față și financiar, că este destul de greu. Lotul celor de la ACS Vest Deva este format din jucători cu o foarte mare experiență, cărora li se adaugă și un valoros contingent de tineri, iar pe viitor se dorește întărirea acestuia prin câteva transferuri. Am văzut Mimi Stoica, Alioni, Matis, cu niște băieți cu niște titluri în spate. Mai vin și alții? Sperăm să mai putem aduce și pe alții, într-adevăr. Am luat niște jucători cu experiență. Probabil ați văzut și pe cei tineri. Îl avem pe Petre Eduard, 18 ani, îl avem pe Flentea, 18 ani, îl avem pe portărelul de la Vrânceanu, e un băiat din Târgu Jiu, foarte serios, la fel, 18 ani. Cine n-are bătrân trebuie să-și cumpere, eu așa știu de pe vremea bunicilor o vorbă, așa că încercăm să ducem mai departe treaba asta. Futsalul este cu siguranță sportul numărul 1 din municipiul Deva, în condițiile în care Auto Bergamo este lider în Liga 1, iar din sezonul viitor sunt toate șansele ca în primul eșalon să avem un derby local.